Bună seara, stimați meseni. Îmi pare bine, am nevoie de domnul Artur și, bineînțeles, și Ina. Ambele persoane. Mă numesc Gheorghe, sunt de la compania Livrare Flori. După cum vedeți, am venit la dumneavoastră așa, la această serbare cu așa o surpriză frumoasă cât și plăcută. Așa, pentru domnul Artur avem așa un coș personalizat, martini, șampanie cu ceva dulce și o tortă de sărbătoare, să o serviți cu oaspeți și dragi. Așa. Pentru doamna Ina avem aici așa un buchețel de flori, de trandafiri, este pentru dumneavoastră. Și acest ursuleț drăgălaș fost. Bănuiți din partea cui vine surpriza sau nu? Mama, da? Așa, aici avem atașat, bineînțeles, nu unul, ci două felicitări, două mesaje, după care îmi permiteți să dau citire, să vedem din partea, de la cine vine surpriza. Viața oferă multe încercări și ne dă posibilitatea de a trece prin multe obstacole. Astfel, de ziua ta, eu sunt lângă tine, însă îți sunt alături sufletul și îți urez un călduros la mulți ani. Astăzi este o zi specială. În ajuns la vârsta aceasta, la care toate căile îți sunt deschise spre un nou orizont. Fie că în această zi să te binecuvinteze, să-ți strecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire și speranță în toate realizările tale. Fie că dragostea care o ai alături de tine să te facă fericit, brațele ei să-ți fie mereu deschise și să ai nevoie de o îmbrățișare din partea, evident, mamei. Așa, asta este pentru dumneavoastră și, evident, aici mai vine un mesaj. Vedem, evident, și asta de la cine. Cu o mică întârziere la un mulți ani pentru Ina, care ai devenit călăuză feciorului meu. Fie că tot binele acestei lumi să îți aparțină în cei dragi să fie mereu în preajma ta. Să înveți de la fiecare floare să iubești și să fii tandră și să luminezi pe cei din jur. Să-i lași să te admire, să aducă bucurie și sărbătoare în casă. Evident, asta este pentru dumneavoastră. Și dacă aveți un mesaj pentru dumneaei... Mulțumesc, mă. Dar... Mulțumesc, gata. Eu surpriză foarte plăcută, mulțumesc frumos. Livrareflori.md. Gestul contează.